Tot presă. Local Cibulcean pentru condițiile europene care sunt în atenție. Iar prin perfecționarea noastră și participarea noastră la proiectele reforme și la tot ce înseamnă european, este concretizat prin două parteneriate convenii, unul între 2008, care s-a finalizat cu 11 țări, iar acum luni plecăm la Madrid, iar un valoarea a fost inițial de 1.300.000, iar valoarea finală este de 1.300.000, iar valoarea inițială era de 3 milioane de lei. Am făcut economie și treabă foarte bună. Felicitări! Dacă ați făcut și economie, credeam că o să fie mai mult decât... O să vă prezentăm... Dar aici era o clădire veche și ați renovat, nu? Aici a fost centrală termică? De cartier. Da, de cartier. N-aș fi zis așa cum arată. Deci avem la nivel de municipiu 3 centre sociale, cel pentru persoane cu handicap, cel pentru persoane în vârstă și cel pentru tineri. Toate au fost executate pe un program cu fonduri europene și toate au fost amenajate în foste centrale termice de cartier. Asta recunosc că nu mă... Dacă mă puneați să ghicesc, nu ziceam că a fost central aici. Cel puțin pentru aspect, pentru arhitectură. Păi nu că în 2008 am trecut pe aici, dar nu mai nu recunoșteam. Îl ține primar, nu vă faceți griji. Bine, bun. Dacă ne lasă colegii de la presă, să-mi și arătați totul. Domnule Ministru, vă va urmezi. Bravo. Da. Așa, da. Model de construcție din nivelul cel 5 obiectivele, cum ne situăm cele 5 obiective. Pentru care au nevoie. Pe toate cele 6 axe avem proiecte cu bol de dezvoltare, infrastructură, drumuri, turism, sănătate, social și ca regiune, așa poate... și toți întregii echipe de implementare a proiectului pentru acest edificiu care este remarcabil pentru persoanele cu dizabilități și... Ceva, da? Am avut... Da. Haideți să vă urmez! Bună ziua! Aici avem sala de activități sportive, dotată de strângător cu bandă. Proiecte de acest gen aș dori să văd cât mai des. Sigur să îi felicit, să încurajez autoritățile locale în a folosi și resursele europene, pentru că resursele de la buget întotdeauna sunt limitate. Ori modul în care arată acest centru înseamnă că persoane cu dizabilități beneficiază de un regim la care probabil în urmă cu câțiva ani nimeni nu se putea gândi. Asta vreau să vă zic eu despre vizită. Ce să mai zic altceva? Despre Olchim. Vă zic eu de seara, pe an trecut. Despre? Care este situația? Am vorbit cu ministrul Chițoiu și acum de dimineață și astăzi se plătesc salariile pe luna septembrie, urmând cele din octombrie. Redeschiderea treptată a secțiilor înseamnă o parte importantă dintre angajați să vină înapoi la lucru și nu pot să fac decât același apel pe care l-am făcut de fiecare dată. Plătim salarii, repornim parțial în acest moment Olchimul. Cu cât oamenii ne ajută, mai mult cu atât au o șansă să rămână Olchimul și să aibă un loc de muncă. Cu cât vor fi păcăliți de cei care au interese electorale să manifeste violent, cu atât o să ne fie mai greu în viitor. Dar sunt convins că oamenii au înțeles și sunt alături de noi în acest efort. Până la urmă, doar guvernul trebuie să facă ceva. Guvernul, ca acționar majoritar, dar și cei care sunt acolo trebuie să punem tot umărul ca să salvăm mortii. În urmă cu oră, Institutul de Statistică a anunțat că pe trimestrul 3 s-a înregistrat o scădere a economiei cu 0,5%.
ce posibilități? Ați luat o parte din trimestru, da? Nu, în trimestru 3, după cum știați foarte bine și după cum am discutat și cu Fondul Monetar Internațional, a apărut impactul secetei din vară, din agricultură. Am avut tot timpul în calcul acest lucru. Nu e ni vina nici a fostului guvern, nici vina nici actualului guvern. A fost un an foarte rău pentru agricultură și din acest motiv, la toate rectificările bugetare, inclusiv la ultima, principalele, sau mai bine zis, tot ce am avut așa surplus, am dus către agricultură, tocmai pentru că știam impactul verii și impactul secetei, o secetă pe care domnul Călinoiu să mă ajute, nu știu dacă a mai avut-o România în ultimii 30-40 de ani, atât de dură. Da. Mersi mult, ne mai vedem cu altă ocazie. Acolo la fost înainte era mai bine. Credem dumneavoastră, așa vă văd eu. Da. Și aș dori să faceți curățenie. Și nu asta încercăm să facem. Nimeni nu poate peste noapte, dar... Dacă omul are ce mânca, nu o să... Să-i vadă și pe aia care au furat, să că plătesc. Aia de la dumneavoastră pleacă, trebuie dumneavoastră să-i luați. Mulțumesc, să rămână. Să trăiți. Ce părere ai? Bob, permit să vă spun așa, a aplicat legea 263, în care după 36 de ani de muncă am urmat 3 milioane și 500. Pensia minimă? Anticipată. De ce? Asta este. Așa a vrut Bob, pe timpul lui, a aplicat în 2010, când s-a tăiat, și din ianuarie 2011. Astea sunt românești sau sunt tot de la turci? Atunci e bine, atunci e bine, să rămână. Hai! Prea multă presă, da? Treci. La domn președinte v-ați dus cu florile. Bine v-am găsit. Vă mulțumesc mult de tot. L-am invidiat pe domn președinte cât succes a avut așa din prima. Da? Vă rog. Mulțumesc, așa da. Bun. Apărat România cum a apărat-o Tudor și strămoșii noștri.
Am înțeles. Vă e greu, e mai greu cunosc acum decât atunci, să luptăm știți cu tot. Mulțumesc. O carieră politică cât mai lungă. Cu trandafiri. Am voie să vă zic tot. De ce nu? Ne filmează atunci. Nu ziceți că mi-e foame deja. Să rămână. Dar trebuie să merg la treabă.